Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Suntem în continuare nebuniți după laptopuri în 2019 și de fiecare dată când vine un laptop nou de gaming, mai ales dacă îi spune Zephyrus și ROG pe deasupra, evident că sărim cu toții pe el. Și de data asta eu sunt al treilea care pune mâna, pentru că Radu l-a desfăcut și Marian l-a ocupat și sunt urme de wow pe el, am auzit. Am mai pus și Codrin? A făcut Andrei, sunt al cincilea deja? Ok! Important este că a ajuns și la mine pe masă, pentru că și eu sunt nebunit după laptopuri, doar că eu încă l-aștept pe ăla cu două ecrane. Eu vreau mai multe milioane de pixeli. Vreau două ecrane. Dar până vine ăla cu două ecrane, o să vă arăt noul daily driver al lui Marian. Și o să aflăm și de la el dacă i-a plăcut, că altfel nu răsau urme de wow pe el. World of Warcraft. Numai la prostii vă gândiți. Toată ziua, bună ziua. Așa, ce avem aici? Prima cutie este... încărcătorul. Țineți-vă bine, pentru că avem un încărcător de mai cărămida care scoate cât? 230 de W. Ăsta este de 5 ori mai puternic decât alimentatorul laptopului meu, ultrabook-ului meu existent. De aceea are barrel connector și nu USB-C, pentru că trebuie să livreze un sfert de kilowatt atunci când îi dai blană. Ce tare! Uhu! Cât de tare e asta? Deci mai am și un alimentator pe USB-C. Bravo, Asus! Cât de tare e asta! Și o să scoate până la 65 de W. Cred că este unul dintre cele mai compacte alimentatoare de 65 de W. Și dacă îți scoate 65 de W, ar trebui să încarce rapid și un 910 plus și un iPad Pro. Hai să facem o probă! Să rămână nenea de la Asus! Mă bucur că vine cu două încărcătoare, de vreau să văd dacă pot să fac încărcare rapidă. Zice doar încărcare rapidă, n-am zice super rapidă. Deci cred că trebuie încărcător Samsung să îi dai. Că o să-l încarce, deja îl încarcă și ăsta, nu? Că iPad-ul acceptă mai multe. iPad-ul este mai tolerant. Bine. Deci ia-ți un laptop foarte scump ca să-ți poți încărca și device-uri de la competiție. Bravo, Asus, pentru încărcătoare! Îmi place opțiunea de a avea un încărcător de zi cu zi și un încărcător pentru gaming. Dacă vrei să scoți mustul din acest sistem, da, încărcătorul mare va fi obligatoriu, pentru că un sistem de gaming presupune niște specificații de top. Dar până acolo, hai să ne distrăm. O rup dacă trag? Tu te-ai seama că există un specialist în cutii de carton în Taiwan? Și omul ăla chiar trăiește desenând un fel de origami din asta. Hai scoatem noi frumusețea asta, care vine de obicei într-o folie, dar vă spuneam că la noi a fost ocupat deja de colegii mei și cam așa arată un laptop de gaming de ultimă generație în 2019. Mai subțire și mai elegant ca niciodată. Absolut superb. În continuare avantgardist, dar nu mai arată ca din desene animate, cum arătau înainte de zici că aveau spate de Lamborghini. Ce mai avem aici? Mechanical sculpture. Ce tare e asta! Metal Earth. Nu o să știe nimeni că am umblat în pachetul ăsta. Și dacă vrei să-ți scoți logo-ul ROG din metal, așa arată. Băi, mișto chestia asta cu asamblarea din piese metalice. Mi se pare o chestie super faină. Generația mea și-ar fi dorit așa ceva. Noi ne făceam din hârtie și coloram cu carioca ca să ne obținem obiecte din astea. Uite și tu cum arată. Extrem de detaliat. Asta a fost tăiat pe CNC cu laser. De fapt, cu laser. Direct. Pe masă de tăiat cu laser. Și cu niște lasere de foarte bună calitate ca să obții așa ceva. Ok, am deraiat. Asus ROG Zephyrus SGX502. O minunăție care cântărește vreo 2 kg și jumătate, vă spuneam, și arată cam așa. Și hai să-l luăm așa un pic de jur împrejur. Destul de bine echilibrat, mat, inclusiv ecranul. Câteva săptămâni mai târziu după ce a fost livrat la noi, încă își mai face update-uri de Windows. No pun intended aici, este pur și simplu adevărat. Capacul din aluminiu polișat în două direcții, cu logo-ul ROG acolo, foarte frumos. Spatele din magneziu cu niște șuruburi foarte frumoase și două picioare în astea de cauciuc pentru stabilitate. Băi, deci un nivel de calitate și de execuție foarte fain. Și uite-te puțin la chestia asta, ce o să facă atunci când îl pun pe masă, închid și apoi deschid. Iar chestia asta mi se pare la un nivel de subtilitate potrivit. Super potrivit pentru un gamer care vrea o mega sculă cu chestii de genul ăsta. Tu gândește-te numai că ai pe cineva în fața biroului tău de gaming, de avocatură,
de medicină, de orice, da? Și faci chestia asta. Da, bine ați venit. Cu ce vă pot fi de folos? Omul ăla îi trece de supărare și de divorț când vede chestia asta. E imposibil să ignori chestia asta, este superbă. Dar are și un rol, evident, funcțional, pentru că această ridicătură permite, evident, o ventilație suplimentară. De ce? Avem un laptop de gaming care, da, încearcă să fie cât se poate de compact. Asus i-a ascultat pe utilizatorii care au cerut ca aceste laptopuri să poată fi utilizate toată ziua, la nevoie, nu doar pentru gaming, și atunci le-au făcut suficient de compacte. Dar ca să le poți răci atunci când le pui la muncă, trebuie să umble aerul pe acolo. Dar când umble aerul pe acolo, se aude. Dacă îmi dă voie Microsoft să vă arăt astăzi, avem aici cea mai nouă platformă, bine, cea mai avansată platformă pe i7, că între timp a apărut și generația 10-a, dar avem un i7-9750H, 6 nuclee cu 12 fire de execuție, care urcă de la 2,6 la 4,5 GHz. Acum întrebarea este cât stă la 4,5 GHz? În teorie tot timpul, că de aceea avem cărămida asta. Procesorul se poate duce până la 90. Este un H și va mânca destul de mult curent. Pe un laptop poate o idee mai puțin, dar placa grafică din interior este și ea responsabilă de un consum sensibil, vreo 140 de W. Păi într-o casă unde becurile au fost schimbate pe LED-uri, toate becurile din casă nu consumă 140 de W. Nu știu dacă v-ați dat seama. Un televizor mare consumă 140 de W când te uiți la un film. Domnii de la Microsoft, vreau și eu laptopul. Lucrurile pe care le facem noi aici, când testăm chestii noi, câteodată ne pun mai mult decât răbdarea la încercare. Ne pun stomacul la încercare, ne pun ficații la încercare, ne pun creierii, toată răbdarea posibilă și imposibilă. Mergea până a venit aici și a mai cerut un update. Al câtelea e? Câte ore a făcut update de când a venit la noi? Cel puțin 2 ore de update-uri. Vă spuneam că și placa grafică o să consume curent. Păi, dacă o să faci gaming pe el și codul nostru, evident că deja a încercat și a și ieșit, poți face gaming pe un GeForce RTX 2070 Max P, cu un 8 GB de VDDR6. Doar gamerii ciudați la cap știu ce înseamnă chestia asta, dar în realitate înseamnă că poți să faci gaming oriunde și oricând, cu orice joc la ordinea zilei, mai puțin cu RTX. Da, poți cu RTX, dar nu cu specificațiile la maxim în toate jocurile cele mai pretențioase. Însă genul ăsta de specificații erau disponibile pe desktopuri până anul trecut. Și atunci, stai să te gândești, bă, merită banii? Păi nu știu, că mai avem niște lucruri care trebuie luate la socoteală până ajungem acolo. Avem și un ecran de 15,6 inci și pare mult mai mic pentru că are ramă foarte subțire și asta îmi place iarăși foarte tare, dar ecranul, uite, vezi reflexiile de la lampă? Minime pentru că este mat. Scrie 240 de Hz. Asta mi se pare ireal. Hi-Res Audio și Pantone Validated. Webcam! Nu are webcam! Mulțumim! Bă, decât să consumi spațiu de pomană cu niște camere inutile, numai bine nu pui deloc, că-l cumperi separat oricum. A făcut BIOS-ul, acum aș face la Windows. Câtă vreme își face la update-ul, pot să vă zic eu despre tastatură, care evident este un QWERTY RGB, care sună foarte bine. Nu e mecanică, dar are o cursă bună a butoanelor, o spațiere corectă și, deși tu nu vei folosi ca gamer trackpad-ul, acesta este cel mai sensibil trackpad din ultima vreme. Răspunde foarte bine, suprafața nu este cea mai mare comparativ cu laptopuri ultra performante din ultima vreme. Cu siguranță poți găsi laptopuri cu trackpad-uri mult mai mari, dar tu oricum în viața reală o să faci numai atât, undeva pe aici. Și vrei ca suprafața asta să nu agațe și degetul tău să nu simți că îl se freacă pe ceva. Este mat, alunecă bine și ne place și este așa flash, este mat. Gamerii știu chestia asta, nu vrei nicio reflexie care să-ți distragă atenția de la țintă cum face un laser cu o pisică. Pe lângă tastatura QWERTY, care a avut spațiu suficient să fie pus aici, mai avem câteva butoane separate aici de Home, Page Up, Page Down, End, FN. Cred că aici le-au rămas loc liber și astea se mai pune niște butoane. Iar aici mai avem niște butoane pentru volum, microfon și să activezi optimizatorul de la ROG. Auzi, hai până aștept în update-ul, vină cu am. Sigur. Te rog, tu ești daily driver-ul lui, ca să zic așa. Da, îl folosesc de 2 zile. De ce ai pus iPhone-ul lângă el? Scuze, nu-mi dai seama. Nu, nu, serios, serios, chiar insist. Cum se împacă un utilizator de iPhone cu un ROG Zephyrus? Încă mă mai scarpin așa cu Windows din când în când. Da. Eu am fost crescut, având foarte mulți bani de mic, am fost crescut doar cu produsele Apple. Da. Păi totuși, în continuare ai un MacBook Pro 13, Retina, de ce nu-l folosești? Pentru că am folosit... E cu i7?
Da, pentru că am folosit un alt Zephyrus, GX531. Da. Și o tabletă în paralel. Dar mainly am folosit Zephyrus GX531, sper că nu zic greșit. 6502. Dar în schimb am văzut diferența de ecran. Ecran cu 240 de Hz și am văzut că sunt jocuri, de exemplu, care suportă treaba asta. Am jucat câte? Overwatch. Câte? Cu setările pe? Cu setările pe maximum la Full HD. Pe Full HD te aduce. Da, dar oricum nu ai, dacă te joci shooter-le, de exemplu, și te joci la nivel competitiv, adică să încerci să-i bați. Tu mai ești competitiv? Da, păi altfel de ce mă joc? Și am mai instalat World of Warcraft. Da, bine, ăla merge bine și pe un multi-cooker. Să descurcă un pic ăsta. Da. Și mă încurcă un pic faptul că nu are tastatura mai jos, ci acum am... Te obișnuise cu tastatura aia jos, mișto. Da, era foarte fain. Dar ce-mi place în schimb la asta e faptul că butoanele sunt un pic mai bine scoase în relief și le găsești mai ușor și faptul că ai scurtători foarte vizibile pentru sunet, să-ți oprești microfonul, mai ales că n-ai cameră web. Se știe. De antivirus și ai vorbit? N-am vorbit în alte ediții. Da, luminițe și toate cele, un trackpad care e comparabil cu cel de pe MacBook Pro, dacă vrei să fac comparația asta. Adică poți să-l folosești și fără mouse și eu am făcut asta. Serios? Da. Și Tomaș, am zis că gamerii l-ar folosi doar cu mouse. Aia da, dar dacă îl folosești pentru Office, ceea ce este și făcut să... Da. Tu folosești un GX502 pentru Office? Știi momentul ăla în care ții o mașină sport puternică, dar care să-ți carici copiii? Da. Asta e un fel de hatchback. De la un fel de GTI. Un fel de hot hatch. Un fel de GTI, da. Instalat doar Overwatch, World of Warcraft și urmează să instalez pe el și un Premiere și să-i dau... A, trebuie să-l curățăm mult, că am găsit urme de wow pe el. Așa zi, Radu. Astea-s glume de... Autobază! O altă chestie interesantă, dar nu prea, este sunetul. Nu știu câte drepturi de autor ai tu, George. Bine, dacă intru pe... All my rights are belong to me. Of course. Intrăm pe Bucnici, tare canal, apropo. Ma nu, stai. De Blăneț. Are un pic de bas. Băi, da. Dar se aude mai bine când îl ții așa. Nu se reflectă sunetul cum ar trebui din adică difuzoarele sunt montate aici undeva jos. Undeva aici în lateral. Aici sunt. Salutare tuturor și bine v-am regăsit. Mamă, ce voce ai. Mi-a plăcut să aud un pic mai mult în altă. Salutare tuturor și bine v-am regăsit. Încă tremur și sunt palid pentru că doar ce m-am dat jos din Tesla Model 3 Performance. L-am împrumutat din nou de la drivetesla.ro. Așa se aude mult mai bine. Da, se aude mai bine. Da, that was close. Mai multe aflați în clipul de pe Cavaleria, așa? Sigur. Acum am lăsat și eu urme de emoție pe el. Da, rămân amprentele un pic pe el. Dar e interesantă textura asta, așa, ca de blat de bucătărie. Începuse să-mi zici de viața de zi cu zi că trebuie să mai faci altceva. Păi, evident că îl folosesc și pentru scris, publicat pe site, deschis un Chrome sau un Firefox și așa mai departe. Și atunci, asta e mișto, că îl folosești la muncă, pentru ce e de făcut la muncă, după care când ajungi acasă, Overwatch. Ai deschis și te joci, dacă ai timp să te joci. Ecranul e mat. Dar nu are o luminiță. Asta am observat, că nu este foarte luminos, nu? Nu este foarte luminos. Dar dacă îl alimentăm cu cărămidea asta, nu e mai luminos? Sunt încercate prizele astea? Da. Oh my god, you need sunglasses. Hai să arătăm ce faci. Ce faci acolo? Ce faci? Gata. Aha. Gata. Hyper fan, acest. Și auzi, dăm și aia cu hyper fan-ul, că aia mi se pare foarte tare. Apply. Turbo. Încă nu s-a încins. Dar are treaba asta foarte interesantă aici. Am arătat-o, da, e foarte sexy. Dar se aude ventilatorul ăla. Te-a deranjat vreodată ventilatorul? Nu, pentru că încă nu l-am folosit foarte tare și oricum am căștile de la Bose QC35 care în continuare își fac treaba foarte bine pe anularea zgomotului de fond și cum asta este un zgomot de fond continuu, poate fi scos foarte ușor, dar nu m-a deranjat. Da, dar pe vecinii tăi a deranjat căldura asta care iese din laterale? Nu, pentru că am apartamentul foarte bine izolat și atunci nu iese căldura. Auzi, aici se încălzește foarte tare pe lângă tastatură. Da, tu pui mâna pe tastatură, pe lângă tastatură. Tu o să ții mâna tot timpul aici. Da, și butoanele sunt calde. Ce vrei, George? Să nu-l ții în poală, Mariana, te rog. Bine, acum poți. Și frumoasă și deșteaptă și de vreme acasă și cu bani. Și subțire. Și subțire. Poți să le ai pe toate. Hai, îl ai deja de câteva zile. Da, două. Ai cele mai noi specificații, da. Duce tot ce vrei. Da. Este un laptop competent, poți trăi cu el câteva luni? Da. Da, mai mult. Și mai mult, să știi. Pentru că eu oricum ceea ce mă joc nu este neapărat foarte solicitant.
Și pe mine mă interesează la un laptop să aibă putere, dar să fie și compact în același timp. Bravo. Și aici câștigă asta. Plus că pe, într-o carcasă tot mai compactă, ai tot mai mult ecran, vezi că încep să dispară margini și de aici. Și e mai mult decât suficient, să știi. Ok. Mai ales că are și partea asta pentru travel, mai câștigat. Da. Parte de stocare pe SSD, pe NVMe. Mulțumesc, Marian. Mulțumesc și eu. Marian, nu știu cât îl costă, pentru că noi suntem cumva porcușorul de gunoi. Noi testăm, ca să zic așa, laptopurile acestea într-o perioadă de anduranță cu cei de la Asus, Republic of Gamers. Dar dacă ar fi să-l cumperi, ar să pregătești frumoasa sumă de... Deocamdată nu se găsește la noi, dar estimăm un preț de piață undeva la vreo 2000 de euro și la banii ăștia, băi, merită. Merită fără emoții, pentru că laptopurile super performante sunt deja în zona la 2000 de euro. Dacă vrei un procesor super competent cu o placă de ultimă generație, un mega ecran pentru shootere, dar și pentru muncă de zi cu zi, pe 15,6 inch este parfum. Faptul că este și portabil și am două chargere la el, eu cred că Asus au reușit să satisfacă pe de o parte și gamerii, dar și oamenii atenți la productivitate. Este un laptop pentru gameri un pic mai maturi, mai copți, cu vârsta de peste 25-30, care mai și muncesc, nu doar se joacă. Am fost cam tăios? Dar e adevărat. Adică asta nu spunem că ăștia mai tineri nu muncesc destul. Eu spun că și ăștia mai copți de peste 30 se joacă și ar trebui să se joace mai mult. Niște jocuri pe calculator, pe telefon, pe ce vrei tu, ajută. Te ajută să te relaxezi, să te destinzi și jocurile, chiar și shooterele, nu accentuează violența și agresivitatea bărbaților, așa cum insinuează unii. Dimpotrivă, suntem pro-gameri, suntem gameri și ne plac și laptopurile de gaming. Dar așteptăm impresiile tale mai jos la comentarii. Spune-ne totuși cum ți se pare prin comparație cu ce mai există în piață. Tu pe ce ai dat 2000 de euro dacă ai vrea să-ți iei în momentul ăsta o sculă de gaming? Ar merita banii tăi? Dă un share să afle și prietenii tăi și un subscribe ca să mai vezi și alte review-uri. Numai bine! Descarcă pe telefonul tău, indiferent de model și de generație, aplicația Stoma Link. Este aplicația gratuită prin care te poți programa la orice stomatolog, la orice oră, din zi și din noapte. Și nu, nu te costă nimic să o descarci și să o folosești, iar dacă stomatologul tău nu o folosește deja, ai putea să-i vinzi și lui pontul.